Bună dimineața tuturor, bine ne revedem și în acest an 2019. Așa cum v-am obișnuit, la început de an, atunci când începem să construim bugetul, îmi doresc să avem o discuție cu fiecare dintre categoriile socioprofesionale. Începem dezbaterile pentru anul 2019, pentru bugetul anului 2019, cu dumneavoastră, reprezentanții asociațiilor de proprietari. Și chiar dacă mare parte dintre ceea ce ne-am propus pentru acest an au fost discutate cu dumneavoastră, am zis că este normal ca și acum, când construim bugetul, să mai avem încă o întâlnire pentru a stabili ultimele detalii. Chiar dacă, din păcate, la nivel național, bugetul încă nu este pregătit, nu este construit și nu știm nici noi pe această cale ce sume ne vor fi alocate, sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, astfel încât și bugetul nostru să poată fi aprobat. Termenul de aprobare este de 45 de zile de la aprobarea bugetului național și toate calculele ne arată că ne vom duce undeva spre luna aprilie. Acest lucru nu face decât să ne întârzie în ceea ce ne propunem noi ca și investiții, din bugetul de investiții al primăriei municipiului Roman, pentru că toate licitațiile vor putea fi demarate după ce avem bugetul de aprobat și lista de investiții aprobată. Dar până atunci noi încercăm să fixăm care sunt principalele priorități. Vom continua amenajările și reabilitări, practic, la locurile de joacă, cele care sunt prevăzute a fi înlocuite cu suprafețe de protecție și în acest an vom reabilita 4 astfel de locuri de joacă. Anul trecut am reabilitat 3 și ne propunem ca de la an la an, în funcție de resursele financiare pe care le avem, un număr cât mai mare de locuri de joacă să fie reabilitate cu aceste suprafețe de protecție, cel puțin în zonele în care acest lucru se pretează. De asemenea, începând din acest an, vom amenaja peste 800 de locuri de parcare și aici vor fi atinse toate zonele din arealul dumneavoastră, din raza dumneavoastră teritorială, asociațiilor pe care le coordonați. Vom demara și acel proiect de reabilitare peisagistică a Bulevardului Republicii și discuții am avut cu reprezentanții celor 8 asociații de proprietari din zona vizată. Acolo suntem, practic, în procedură finală a proiectului tehnic și urmează demararea achiziției publice ca element de noutate. Nu mai încasăm impozitul aferent garajelor și nici chiria aferentă garajelor din zona respectivă, pentru că toate acele garaje vor fi demolate. Știu că se vor risca anumite nemulțumiri în zonă, însă trebuie să înțelegem cu toții că dezvoltarea și modernizarea unei zone sau unei comunități presupune și anumite sacrificii, dar sunt convins că, la urmă, când proiectul va fi finalizat și va fi pus în practică, ne vom bucura cu toții de un alt fel de peisaj, un lucru care va duce la creșterea calității vieții. De asemenea, ne propunem și în acest an, sau începând din acest an, să modernizăm în jur de 40.000 de metri pătrați de trotuare, ceea ce înseamnă de asemenea iarăși că mai multe zone vor fi vizate, în special străzile principale, dar vom încerca încetul cu încetul să intrăm și pe străzile adiacente, pentru că dacă în ultima perioadă am reabilitat infrastructura rutieră, infrastructura pietonală, din păcate, a rămas în urmă și iată, i-a venit momentul și pentru acest lucru. Vom merge mai departe și cu investițiile în infrastructura educațională, dar acest lucru mai puțin vă privește pe dumneavoastră. Practic, observați că încercăm să atingem tot spectrul de activități. În această perioadă am început și toaletarea
arborilor în asociațiile de proprietari și odată cu venirea primăverii vom încerca să mai rezolvăm și problemele legate de mobilierul urban din zona dumneavoastră. Și iarăși ca element de noutate pentru anul 2019 vreau să vă spun că în acest an tot mobilierul urban de pe raza municipiului Roman, inclusiv din asociațiile de proprietari, va fi reparat și vopsit de către primăria municipiului Roman. Pentru că dacă vom lăsa tot acel mobilier urban și nu este îngrijit, el se va deteriora foarte mult. Și de aceea am luat decizia ca în acest an să aplicăm un lac și o vopsea care să dea o durabilitate mai mare mobilierului urban din, din zona dumneavoastră. Deci, practic, pe lângă mobilierul urban din, de pe străzile principale, vom intra și în asociațiile de proprietari. Cred eu că prin ceea ce ne propunem în acest an, încercăm să atingem toate problemele care țin strict de activitatea dumneavoastră. În ceea ce privește bugetul mare al municipiului Roman și investițiile majore, avem și proiecte cu finanțare europeană, prin care vom amenaja două parcuri noi pe raza municipiului Roman. Vom reabilita și două grădinițe, corpul B de la școala Vasile Alexandrin, fostă școală numărul 1. Vom interveni și pentru extinderea rețelelor de gaze naturale de pe raza municipiului Roman. Vrem ca până la sfârșitul anului viitor, până la sfârșitul acestui an, tot municipiul Roman, toate străzile din municipiul Roman să fie raportate la gaz metan. De asemenea, ne propunem modernizarea străzilor din cartierul Petru Lareș. Acolo suntem în partea finală a amenajării cartierii și a preluării apelor pluviale. Știți foarte bine, cartierul Petru Lareș, fiind foarte aproape de pânza freatică a Moldovei, are foarte multe probleme, în special atunci când plouă. Sperăm că odată cu finalizarea acestui proiect de canalizare, problemele să dispară și pe care de consecință trebuie să venim și cu asfaltarea și reabilitarea acestor străzi. Și de asemenea și cartierul Nicolae Băcescu vom interveni pentru asfaltarea străzilor, dar de această dată încercăm să facem un lucru mai trainic, în sensul în care gândim un sistem de preluare a apelor pluviale care să nu afecteze canalizarea menajeră și toate aceste ape pluviale printr-o stație de repompare să fie dată în râul Siret. Proiectul este de asemenea în stadiul final, urmând ca în luna februarie să intre în licitație publică. Iată că încercăm pe cât posibil să răspundem tuturor nevoilor din municipiul Roman. De asemenea, gândim și zona de agre, spuneam, pe lângă cele două parcuri noi pe care le vom crea printr-un proiect de finanțare europeană. Sperăm să deblocăm și faleza de pe râul Moldova, acolo unde dorim să amenajăm o pistă pentru biciclete și o alee pietonală cu mobilier urban. În momentul de față am reușit să deblocăm situația cu apele române. Așteptăm un ordin de ministru care să includă și digul de la Roman în această procedură. Sper ca undeva la sfârșitul lunii februarie să finalizeze această procedură și ulterior vom demara studiul de fezabilitate și poate chiar în acest an vom reuși să începem lucrările. Iarăși un proiect important care cred că va intra în procedură de licitație publică la începutul lunii februarie se referă la cinematograful Unirea, care prevede, pe lângă reabilitarea acestei clădiri, așa cum vă spuneam, doresc să amenajez dintr-o singură sală mare, cum este în prezent, să amenajez trei săli, două săli mai mici de câte 50 de locuri dedicate strict pentru proiecția cinematografică și o sală ceva de mărime asemănătoare cu cea în care ne aflăm acum, în care, pe lângă proiecțiile de filme, să putem avea și spectacole de teatru sau un concert sau eu știu ce acte, inclusiv ședințe ale
celor interesați. Proiectul de modernizare a cinematografului prevede de asemenea și amenajarea în zona cinematografului, ceea ce înseamnă că în zona duplexului se vor amenaja noi locuri de parcare, dar în același timp pe Bulevardul Roman Conrad, blocul 32, fostul titulescu 10 în spate, va intra de asemenea în reabilitare și garajele din acea zonă vor fi și ele demolate și amenajate noi locuri de parcare. Gândim și o sistematizare a zonei, astfel încât să existe o legătură între strada Bogdan Dragoș și strada Vasile Alexandrii, cea de la duplex. Toate aceste lucruri oricum le vom discuta cu dumneavoastră la momentul potrivit. Începem să facem proiectul tehnic pentru fiecare, astfel încât pot să vă spun că în acest an vor intra în investiții directe în infrastructură în Roma peste 10 milioane de euro, bani care vor ajuta la creșterea calității la nivelul municipiului Roma. Am lângă mine doamna Gabriela Petrea, care începând de ieri este noul city manager al municipiului Roma. Cu această ocazie am dorit să o cunoașteți, să vă prezint și dumneavoastră personal. Sunt convins că vom face o echipă foarte bună la conducerea primăriei municipiului Roman. Și atunci când aveți probleme punctuale legate de asociațiile dumneavoastră de proprietari, am să vă rog să nu ezitați nici o clipă să o contactați, pentru că sunt convins că problemele dumneavoastră, în măsura posibilităților, își vor găsi rezolvarea. În cele ce urmează, dacă aveți dumneavoastră probleme strict legate de acest subiect, am să vă rog să aveți intervenții. După care, după ce termine tot acest program de dezbatere publice pe marginea bugetului, vreau să mai facem încă două întâlniri cu dumneavoastră și cu reprezentanții cu reprezentanții celor care ne furnizează utilități la nivelul asociațiilor. Una va fi cu Rosalul și cea de-a doua cu Apa Servul. Am avut o rugăminte la dumneavoastră la sfârșitul anului trecut ca până la data de 14 ianuarie să finalizăm acele chestionare. Dacă mai sunt persoane dintre dumneavoastră care nu le-au adus încă, să vă rog în cursul acestei săptămâni să le aduceți la colegii mei de la compartimentul de drumare asociației de proprietari, astfel încât să facem și noi o centralizare și ulterior să avem discuții punctuale, discuții aplicate pe marginea furnizorului de apă din municipiul Roman. Așadar, trecem la partea de dezbatere și am să vă rog fiecare dintre astea intervenții punctuale. Vă rog. De la Asociația 42. Îmi place proiectul de buget pe care l-ați prezentat. Îmi place proiectul de buget pe care l-ați prezentat, cu tot ce vreți să realizați în Roman. Dar a vrea să cuprindeți în proiectul respectiv și starea de urgență care se găsește în cadrul asociației noastre, deoarece în urma ultimatumului dat de Inspectoratul de Stat în Construcții, noi ne-am apucat de a înlocui țiglele de la șarpantele din centrul orașului. La audiența la care am avut-o la dumneavoastră, v-am întrebat dacă avem speranță să primim măcar o parte din suma respectivă, deoarece populația asociației este destul de îmbătrânită și puterea economică este destul de mică. Chiar săptămâna trecută am avut un eveniment, a căzut gheața de pe sarbantă și a făcut praf o mașină. Asta ar fi o problemă. Poate o puteți prinde și pe asta în buget. Vă răspund imediat. Vă spun foarte clar că Primăria Municipiului Roman nu poate interveni cu bani publici în proprietăți private. Blocurile la care faceți dumneavoastră referință sunt proprietăți private. A existat soluția aceea pe care noi am lansat-o și pe care am uitat să vă zic cele 8 blocuri care intră în reabilitare termică, care prevăd și inclusiv intervenții la acoperiș. A fost la îndemână asociațiilor de proprietari participarea la acest proiect cu finanțare europeană.
Din păcate, doar 8 blocuri au venit pentru depunerea acestui proiect finanțare europeană și vor primi finanțare europeană. Blocul 33 de pe Anton Pan deja este în procedură de atribuire, practic urmează semnarea contractului de execuție a lucrărilor, iar celelalte 7 blocuri sunt în procedură de proiectare tehnică. Referitor la treaba aceasta, noi am depus printre primele asociații documentația respectivă. Da, dar nu v-ați încadrat ca și condiții de eligibilitate. Păi, la noi toate care s-au depus au primit finanțarea. E în altă legislatură. O altă problemă legată de mobilierul stradal și de curățenia străzilor. Noi avem poliție comunitară. Avem lege care amendează pe persoana respectivă care aruncă gunoaie pe stradă, un pachet de țigări sau țigări sau nu știu. Avem lege că, pentru cei care distrug mobilierul stradal, bănțile. N-am auzit pe nimeni să fie amendat, n-am auzit pe nimeni să fie... Eu vă spun că sunt foarte multe situații în care noi amendăm aceste persoane. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că la ședința ordinară din luna ianuarie, de 31 ianuarie, am propus consilierilor locale majorarea spre partea superioară a cuantumului amenzilor, în special pentru aceste categorii de fapte antisociale. Și mai mult decât atât, pentru probarea acestor fapte, polițiștii locali vor fi dotați cu camere de luat vedere portabile pentru a proba și aceste fapte antisociale. Deci, amenzi se dau, dar din păcate cuantumul lor este destul de redus. Tocmai de aceea am propus majorarea acestor amenzi, inclusiv în sensul dorit de dumneavoastră. Și o ultimă problemă, orașul Roman este binecuvântat cu un izvor, izvorul de la Șicotii, pe care de fiecare dată, de 90 încoace, tot am ridicat problema amenajării unui casel de apă pentru alimentarea acestui oraș. Și este, nu știu dacă, dar sigur este trecut ca obiectiv strategic. Pentru că ori, dacă se aruncă în aer conducta de apă, rămâne izvorul, singurul izvor din oraș. Da. Vă referiți la cel din cartierul Lipovenesc? Da. Acolo vă spun că analizele care s-au făcut în zonă... Este foarte bun, nu muri nimic. Da. Asta. E o apreciere empirică, nu are nicio substanță. Noi vom încerca pe cât posibil în ceea ce privește, dacă ați adus în discuție, alimentarea cu apa orașului. Vreau să vă spun că pe proiectul acesta european de infrastructură mare avem prins captarea de la Pildești cu mărirea capacității puțurilor și cu o conductă nouă de aducțiune care să deservească municipiul Roman alături de conducta de la Timișești. Acolo e o problemă ce ține de legislație în ceea ce privește acel izvor și din păcate nu putem interveni pentru reabilitarea lui. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog. Vă rog. Noi suntem în programul de reabilitare tehnică, am făcut multe eforturi și cu ajutorul noastră pentru 3 blocuri, de la blocul 42, 44 și 50. Ați afirmat dumneavoastră că vom intra, suntem în procedură în proiecte. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, practic, în perioada imediat următoare, cel care a câștigat licitația pentru proiectarea reabilitării are un termen de 3 luni de zile, cred, să realizeze proiectul tehnic, după care prezentăm la Agenția de Dezvoltare Regională în vederea validării și ulterior scoatem la licitație de execuția lucrărilor. Cred eu că undeva spre vara acestui an putem vorbi de scoaterea la licitație a executării lucrărilor și în funcție de procedurile pe care le vom demara, să începem și lucrările din această toamnă. Am îndrăznit să vă întreb din cauza faptului că avem adunări generale acum în perioada asta și oamenii să le spuneți. Ca să știu ce... Deci ne spuneți exact așa, s-a judecat proiectarea tehnică a acestor blocuri, ulterior se validează proiectul tehnic la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, după care undeva în cursul verii scoatem la licitație și execuția lucrurilor. Și ca să fiu mai realist și eu și dumneavoastră, cred că lucrurile începe de la... Nu neapărat.
Ca să avem o toleranță. Facem un pariu? Dacă mai este o problemă care... Vreau să vă spun, intenția noastră și Agenției de Dezvoltare Regională și a României este aceea de a atrage cât mai repede banii europeni. Deci nimeni nu are interes să lungească prea mult aceste termene. Însă, fiind vorba de proceduri de licitație publică, achiziții publice, suntem ținuți de niște termene. Mai este o problemă care nu face parte din ședința care o avem azi, dar totuși suntem fața faptului împlinit. Adică suntem puși acum, cât de curând, din surse foarte autorizate, societatea locală a trebuit la dumneavoastră, adică tu direcția primăriei. Sunt autorizate de a confirma faptul că societatea respectivă nu mai asigura servicii sâmbătă și duminică. Ceea ce cred că ar fi o nenorocire pentru oraș. Gândiți-vă, domnul primar, că dacă sunt fundul conduct menajeră de apă și de la Mecău, așa, poate refura până la etajul 2, de vineri după amiază și până la urmă. Vă rugăm din suflet. Că dumneavoastră ați făcut multe pentru Roma și mai faceți. Că ați rezolvat-o cu apa servo. Deci apa servo, sâmbătă și duminica, dacă îi chem, vin la intervenție. Și pentru canal este ori ar fi un meironic. Vom discuta și această speță. Da, numai o secundă vreau să clarific un lucru. Societatea, chiar dacă se chema altfel, Societatea Comercială Municipal Locato, acționarea era tot Primăria Municipiului Roman. Da, e aceeași formă de organizare, au rămas același personal, singura diferență că a devenit o direcție a Primăriei Municipiului Roman, ceea ce înseamnă că se vine pe filiera administrației publice și nu mai putem plăti orele suplimentare. Însă vom căuta o soluție, astfel încât și sâmbătă și duminica să se poată interveni. Domnul primar, este la mâna dumneavoastră. O rezolvăm. Și sunt sigur că dumneavoastră nu m-ați făcut atât de a puteți mă. O rezolvăm. Adică nu-i ceva... Eu mă înțeleg perfect. Fiindcă ce se întâmplă? Dacă nu se rezolvă serviciile astea, ar trebui să oprim apa. Păi oprește apa, sunt aruncate câte două scări la urmă. Știu. Dar pericul cel mare este, poate să repunez în casă la 8, ce facem atunci? Așa este. Supra la fel să nu fii curent, că n-am ce fac. De cu omul nu poți să-i impozi nimic. Vă rugăm din suflet. O rezolvăm. Mi-am notat-o și o rezolvăm. Nu se poate. Chiar azi la 11 am o ședință cu ei și o să dăm stat. Ei vin acum contractele la noi și nu suntem cu să-l fac, că nu știm, semnăm. Și acum sperăm că dumneavoastră ați promis și directorul vă țineți de... Deci dumneavoastră însemnați fără nicio grijă, o să aveți servicii să mă dați. Eu o să semnesc cu acolo, cu un act adițional, să spun că vreau... Așa îmi spune. Că vrem toți, sigur. Fără nicio problemă. Toți colegii mei sunt de acord cu chestia asta, nu? Și eu sunt de acord. Nu-i șoacă asta, nu-i șoacă cu asta. Sunt de acord și eu cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog, vă rog. Dați-o Asociația 26. Două problema și una, la adresele care v-am făcut, mi-a trimis una din rezoluții referitor la cercare de Enescu, referitor la turnul respectiv, care este inclinat de la care de curând pe blocul respectiv. Mi-a trimis că în 30 de zile situația se rezolvă. A trecut aproape jumătate de ani. Dânsii n-au făcut nimic, garajul oamenii au stricat, au desfințat de molotor. Noi am somat acolo proprietarul acelei asociații cu amendă. Nu s-a luat nicio măsură, tot avem acolo mizerie, avem oameni din străzi, dau foc. Și lângă asta, dacă tot amenajați locul de parcare și acolo avem un loc foarte bun de parcare, oamenii, în primul rând, nici nu pot să treci într-o parte bună. Bună, că sunt foarte mulți... Cum să le mai spun ăștia care e? Ți-e frică să-i ajungă la noi noapte. Da, noi ne referim acolo la blocul 4 în spate, da? Da, tot. Blocul 4 în spate. Așa, unde am amenajat platforma aia, unde am asfaltat platforma. Așa, exact acolo, da. Și s-a pus plumbă, spun noi, pe parte. Acolo am făcut, da. Nu e o problemă, dar problema este că oamenii sunt revoltați pentru că a primit atâta timp cetații cu chestiile alea, cu garaje în fil, poate să ia păsurea cu tarul. Problema nu s-a rezolvat. Medexul poate. Eu am okay. O să am o discuție. Da. Mi-am mutat. Și iarăși o rugăminte cu ce toaletare vă faci, poate vor intra mai tare în asociație să le rezolve, pentru că sunt bătrâni, sunt copaci care... În funcție de solicitările pe care le-ați făcut dumneavoastră, încercăm să le onorăm pe toate. Da, dar poate cu timpul îi dă și o rezultat din rezultat. Un răspuns la ce mai facem noi către o adresă la primărie.
Ele sunt, toate sunt inventariate și în funcție de posibilități, fie în primăvară, fie în toamnă, se actualizează toate.